Federația Română de Baschet a crescut șansele jucătorilor străini de a veni la noi în țară să practice acest sport. Mai mult, baschetbaliștii autohtoni vor avea mai puține oferte să joace la cel mai înalt nivel în campionatul intern. La ultima adunare generală a forului s-a luat decizia renunțării la obligativitatea ca fiecare echipă să folosească cel puțin un jucător român, iar numărul stranierilor care pot fi trecuți acum pe foaia oficială a crescut la 6. Cluburile de profil din județul Mureș sunt dezamăgite, mai ales că în ultimii ani au investit foarte mult în crearea unor așa zise pepiniere, în care juniorii au fost formați special pentru Liga Superioară. Practic, valoarea campionatului românesc va fi stabilită de jucătorii străini. Mai exact, vom avea un campionat puternic, doar dacă echipele vor avea un buget destul de mare încât să aducă jucători valoroși, iar dacă nu vor fi bani, nivelul campionatului nu va crește. Pentru a atenua într-o oarecare măsură această decizie, la ședință s-a mai decis ca din sezonul 2014-2015 să fie obligatorie folosirea unui junior sub 22 de ani pe parcursul primului sfert. Virgil Stănescu, fost capitan la BC Mureș, susține că președinții cluburilor care au hotărât acest lucru se tem de lipsa jucătorilor români. În aceste condiții, din cele câteva sute de juniori, doar 16 vor avea șansa să joace în prima divizie, pentru că atâtea echipe sunt, restul nu. La aceeași ședință s-a luat decizia interzicerii părinților să participe la antrenamente, iar divizia A devine Liga Națională.